Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbecii se vor simți plini de energie și determinare. Este momentul potrivit pentru a-ți urmări pasiunile și pentru a-ți asuma inițiative în proiectele tale personale sau profesionale. Fii deschis la colaborare și la idei noi care să-ți aducă succes și satisfacție. Taurii vor simți nevoie de stabilitate și confort în această zi. Este important să acorzi atenție nevoilor tale practice și să te concentrezi pe gestionarea eficientă a resurselor tale. Fii deschis la schimbările pozitive care îți vor aduce echilibru și siguranță. Gemenii vor fi plini de curiozitate și adaptabilitate. Este momentul potrivit să explorezi noi idei, să comunici deschis cu cei din jur și să te implici în activități care să-ți stimuleze mintea și creativitatea. Fii deschis la schimbările neașteptate care îți pot aduce noi oportunități. Racii vor fi concentrați pe relațiile personale și pe nevoile emoționale. Este important să acorzi atenție echilibrului dintre carieră și viața personală, să te conectezi profund cu cei dragi și să-ți exprimi sinceritatea și empatia. Lei vor străluci în fața provocărilor și oportunităților. Este momentul potrivit să-ți arăți abilitățile și să preiei inițiative în proiectele tale. Fii deschis la recunoașterea și aprecierea meritelor tale, dar și la colaborarea eficientă cu ceilalți. Fecioarele vor fi concentrate pe detaliile și organizarea aspectelor practice. Este important să stabilești priorități și să fii atent la soluțiile practice în fața provocărilor. Fii deschis la schimbările care îți vor aduce eficiență și împlinire în activitățile tale. Balanțele vor fi preocupate de echilibru și armonia relațiilor. Este momentul potrivit să acorzi atenție comunicării și colaborării cu ceilalți, să soluționezi conflictele și să construiești relații bazate pe înțelegere și respect reciproc. Scorpionii vor simți nevoia de profunzime și autenticitate. Este important să te conectezi cu pasiunile și valorile tale profunde, să-ți exprimi sinceritatea și să te implici în activități care să aduc împlinire și transformare personală. Săgetătorii vor fi plini de optimism și aventură. Este momentul potrivit să explorezi noi orizonturi, să-ți extinzi cunoștințele și să te implici în activități care îți stimulează creativitatea și spiritul aventurier. Fii deschis la oportunitățile care îți vor aduce noi experiențe și învățăminte. Capricornii vor fi concentrați pe obiectivele lor pe termen lung. Este important să stabilești planuri și strategii clare pentru a atinge succesul și realizarea în viitor. Fii deschis la perseverență și la gestionarea eficientă a resurselor tale. Vărsătorii vor simți nevoia de libertate și originalitate. Este momentul potrivit să-ți exprimi individualitatea, să explorezi noi idei și să te implici în activități care să-ți ofere independență și creativitate. Fii deschis la schimbările neașteptate care să-ți stimuleze inovația și entuziasmul. Peștii vor fi plini de sensibilitate și intuiție. Este important să-ți asculți vocea interioară, să te conectezi cu aspectele spirituale și să-ți exprimi empatia și compasiunea față de cei din jur. Fii deschis la inspirație și la căutarea sensului profund al vieții tale. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată.